Salutare toată lumea, avem o mică problemă. Bine v-am găsit la un episod de Mafia 2, episodul cu numărul 5. Din păcate, am vrut să filmez episodul cu numărul 5. Am acum 20 de minute în urmă. Am jucat, bine, n-am jucat așa de mult, adică am ajuns până la aia acasă unde îmi zicea acolo în episodul anterior trebuia să mă duc la cineva acasă. M-am dus acasă și am observat că nu filmez la aia. Deci, dacă dau continuu story, o să mă dea la aia acasă. Îmi pare foarte rău, dar ăla era pur și simplu doar un drum de 2 minute de joc, deci da, sper că nu vă supără. Deci am ajuns aici acasă cu ea. Deci drop Maria off the hospital. Sper să nu se mai închidă filmarea sau să nu filmeze, nu știu. Nu știu dacă s-a închis sau nu s-a filmat. Haide. Hai să urcăm. Permiteți-mi să fac ceva să fiu sigur că nu o să se mai întâmple chestia asta. O să dau aici ceva de genul așa. Gata. Făcut o porcărie. Așa. Let's Okay, let's go. go. And take it easy behind the wheel, all right? Oh I've my god. seen the way you kids drive these days. Lu. All right, kid. Okay. The place is locked Ah, up. ne Pretty dă, tight ne dă. So you gotta get into the back. They keep the back door open at night. No, but the basement window usually is, so that's how you can get in. You're looking for the safe, right? Yeah, how'd you know? Lucky guess. It's on the top floor. So's the director's office. That's where the keys are. Okay. So I go in through a window around the back, then head upstairs to the director's office, right? Right. And be careful. There's guards in there at night. Don't let them see you. Don't let him see you. O să încercăm. Aoleu, stai că se bagă seama mea. Bă, și dacă vin ăia la noi să ne împuște, cu ce ne batem cu ei? Eu n-am pistol, adică am pistol, dar mai are încă 7 gloanțe sau 20 de gloanțe. Trebuie să le dau headshot la toți, one tapuri, ca să pot să mă împart cu gloanțele. Vedem, ne descurcăm noi, dar cum să nu? Ia să zic. Ia să vină aceea. Alright, kid. Drop me at the hospital right here. Trebuie să facem o The office is across the street. Okay, thanks for the ride, kid. Thanks, Maria. I'll see you. I'll see you. Mama, dar vorbesc cu Jessica. E gagică să ești nebun. Jettyside Office of Price Administration. Unde e chestia aia? Cred că pe aceea. Sper că pot să intru prin tufișul ăsta. Nu pot. Mamă, dar știu și o să conduc. Pa aceea trebuie să o luăm. Pa aceea? Da, pa aceea. Parcă aș fă mașina în mijlocul drumului, e bară să neală. Ia. Avem pisul? Da, dar mai are glanțe, dă-l în măsa. Că mergem noi la, ia, cât, avem 300 de dolari, mergem noi la shop-ul ăla și cumpărăm. Space. Da, aparent. Ia uite mă ce se urcă nebunul, ia stați așa un pic să mă pun în poziția mea de gaming. De gaming, mă, de gaming. Sper că nu mi-a ieșit microfonul din calculator, că știu că mai am probleme de mese microfonul din calculator. Sper că nu se dumneșcă să... De data aceasta... Stai mă ca lumea microfon idiot. Așa. A, uite, se văd pe mapa acolo. Op, stai că nu scot pistolul, n-am nevoie de pistol acum. Eu nu fix aici am... A, ba nu. Păi nu, dar mi-l arată pe mapă fix ca și cum ar fi în fața mea și de aia. Stay hide and the guards are around. You can disable the car silently. Uite aici. Deci cum o zis? Să dau click pe el? Easy. Ah, da mă, chiar să iau pistolul. Ca să am glanțe, ia câte glanțe are. E bun. Cu asta mă și lupt.
This is the director's office. This is where the key should be. Onde? Directorate. Paolo. Uite che ha. Perfect. Now I gotta get to the safe. Find the safe and steal the stamps. Okay. Pare foarte ușor. Easy. Stai, non posso aprire pistola. No. Beh. Așa. Nu posso aprire pistola. Unde mergem aceea? Mă descurc la... Ah, uite aceea. Ca de obicei pâlpăie ușa. Ah. Am deschis așa. A, uite aceea. Ce, mă? Nico, pornit alarma. Aoleo! Bă! This is the Empire Bay Police Department. We have you surrounded. Come out with your hands up. If you do not surrender immediately, we will open fire. Easy. Easy. Mă lupt cu ei de dragul. Easy. Easy. Aoleo. Easy. Hai mă, mai venit. Hai să vă mai venit. Nu mai vine nimeni, gata. Aoleo, nu! Fuck. Am făcut ceva ce nu trebuia în videoclip, dar nu contează. Număr privat. Mă sună cineva cu număr privat. Hai să răspundem. Ia, pauză publicitare așa. Alo? Alo, bună ziua, doriți să cumpărați chilot cu imprimul meu Martorii lui Jehova? Nu, deocamdată filmez un videoclip de Mafia 2. Zi salut la YouTube dacă vrei. Salut, boss! Salut! Mai bine cu căcat! Mai bine cu căcat! Raul la telefon? Nu, Mafia la telefon, de ce? Oh, ați dori să angajați un asasin privat? Dacă doriți, puteți să cumpărați, sau dacă nu... Țigări! Bă, pleacă, bă, prostule, de aici! A, nu dumneata! Pătruzel! Taci! Nico, taci! Țiganul Nico de la bloc vine și ne vinde țigări la 3 lei bucata. Frumos, na, hai, deja mi-ai luat un minut din videoclip, mai vrei ceva? Țigări! Da, mai vreau să te... Dar doriți să cumpărați chiloții de asta? The fuck is the shit? M-a sunat cineva cu număr la scușură. Țigări! Ce dracu, mă cunoștea că mi-a zis Raul. Dacă mă mai sună odată, îmi închid telefonul. De fapt, oricum mă l-am pe mod, dar mă disperă să văd acolo cum zice că sună sau chestii de genul. Ok, hai să vedem. Mă bucur că ai apărut un episod, că mă știa când am zis că filmez. O zis, Raul, de aia, deci salut aia tipa care m-a sunat și nu vreau țigări de la tine, stai liniștită. Bă, era una din clasă, era cunoscută vocea cu una din clasă, cu Alexandra, dar nu cred că ea, nu era pe vocea. Sau Ancuța de la... bunicii mei, nu știu, una din două. Dar nu cred că era Ancuța, mai mult Alexandra. Sau Maria, nu știu. Nu, habar n-am, nu știu, la telefon nu poți să distingi vocea cuiva. Nu contează. Haideți să mergem, am găsit un minut din videoclip în care puteam să fac ceva calme, dar nu contează.
Hai să mergem la mașinuța noastră. Bă, nu s-au mutat de acolo. Mergem la punctul nostru roșiatic. Care e faza cu țigări, țigări? Habar nu am. Na bun. O să ia flor, o să ia numărul foarte ușor, intru pur și simplu pe browser, pe site-ul ăla unde poți să sun de pe calculator și acolo la site-ul ăla nu citește numerele ascunse și arată numărul inițial și poți să iau foarte ușor numărul de telefon și la o sună înapoi. Mom, how'd you make out? Things got out of hand. Nothing I could do about it. We had an agreement. Remember? You only get a third of the money if there's any shooting. Let's see what we got. Ah, shit. Something wrong? You bet your ass there's something wrong. These stamps you took have an expiration date. And that date is tomorrow. Rib. So, what exactly does that mean? It means they're gonna be fucking worthless. But wait. If you can get them to the gas station attendants by midnight, they'll be able to stamp them and redeem them. You better bring them to every gas station in town. They gotta get there by midnight or we're screwed. You don't sell them in time. Wait a minute, that was a deal. You didn't say anything about any expiration dates. Well, shit happens, doesn't it? Look, you pull this off, I won't forget it, trust me. Get going. The faster you unload them, the more money you get. Oricum, fraților, văd că mi-a arătat un tip acolo, deci sper că v-a plăcut acest episod din Mafia și ne vedem data viitoare. Bye, bye.